lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toții cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Bine te-am regăsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Astăzi continuăm seria poveștilor cu Mihnea despre obișnuitul neobișnuit. Aflăm astăzi cu cine mai vorbește Mihnea, pentru că data trecută cu cine a vorbit? A vorbit cu patul, plapuma și perna. Sunteți curioși să aflați cu cine discută astăzi Mihnea? Foarte bine, eu pregătesc cartea, iar voi în acest timp ce faceți? Distribuiți rapid, rapid această poveste. Ați distribuit? Eu sunt bucuroasă și îți mulțumesc enorm de mult. Și până mai găsesc eu pagina unde noi am rămas, uite aici. Poți să te faci comod și hai să înceapă povestea. Astăzi Mihnea vorbește cu cipicii. Tu ai cipici acasă? Să-mi faci o fotografie în cipici și să mi-o expediezi mie, da? Sau să o atașez aici la comentarii. Iar acum hai să vedem ce nu le place cipicilor și ce îi roagă cipicii pe Mihnea să facă. Da? Hai, ne-am așezat comod pentru că începe povestea. Mihnea pufni în râs și dădu să-și încalțe cipicii. Aha, ia-i de unde nu-s! Își vârâ nasul sub pat și scoase unul. Of, în sfârșit! Am stat toată noaptea cu fața în jos. Mi s-a turtit nasul. Uite ce cârn e acum! Nu mai e niciun respect pentru cipici în ziua de azi. Nimeni nu se gândește cât de importanți suntem noi. Noi ținem cald. Noi protejăm de praf sau de apă. Am văzut ieri la știri că medicii făceau grevă. Aș face și eu o grevă. Greva încălțatului sau descălțatului. Bădăgânea cipicul. Dar nu m-am gândit că... A zis Mihnea. Văleu, văleu, dar unde-i dreptul? Unde-i dreptul? Sunt pierdut fără el. Sunt aici. Unde m-a lăsat? Se auzite după ușă cipicul morocănos. Domnul Păianjen s-a învârtit în jurul meu toată noaptea și m-a învelit cu pânză. Tot bulborosea despre puterele lui nemărginite. N-am închis un ochi. În plus, eram singur, fără stângur. Ce noapte grea am avut, of! Luați-mă, vă rog, de aici! Unde-s vremurile din tinerețe? Ce noi și frumoși eram! Când ne-ai scos de Crăciun din cutia de sub brad, mai ții minte, Mihnea? Ne aranjai în fiecare seară lângă pat și te bucurai să ne găsești acolo când te trezeai. Da, am îmbătrânit, dar merităm să fim respectați și îngrijiți. Până și câinele s-a plictisit de noi. Cât de mult ne jucam împreună. Ori o fi îmbătrânit și el? Mihnea tăcea rușinat. Ei, lasă, nu mai fi așa supărat. Doar știi că Mihnea ține și acum la noi. Ne spală și ne aerisește des. A avut o zi grea, iar de oboseală nu s-a mai gândit la noi. Auzi, băiete,
Nu l-a ascultat pe el. E cam ursus de când au plecat vechii noștri prieteni, adică cipicii mamei tale. Ei, dar lasă că o să-i treacă. Păi, îmi cer scuze, cipicule, a zis Mihnea. Bine, bine, hai că mi-a trecut supărarea. Dacă ai vrea să-mi scoți firimiturile din coadă, ți-aș fi tare recunoscător, că bombănesc într-una și am obosit de ele. Uite ce interesant! Mihnea a găsit cipicii, dar nu erau împreună. Și ați aflat că cipicilor, de fapt, le este plăcut și le este, de fapt, foarte important să fie împreună. Ați văzut? L-a lăsat pe unul după ușă. Și acolo cu cine s-a luptat cipicul toată noaptea? Da, cu un păianjen. Să aveți și voi grijă de cipicii voștri și să-i puneți împreună. Ne-am înțeles? Acum vreau să vedem și să descoperim împreună ce a vorbit oglinda cu el. Sunteți curioși? Și sunteți pregătiți? Atunci, liniște, pentru că continuăm povestea. În timp ce își încălța cipicii, auzi în spatele său: Salut! Se întorse și dădu cu ochii de oglindă. Se apropie, încercând să deslușească ce spunea. Exist pentru a te arăta pe tine, pentru a arăta ceea ce ești, adică adevărul. Sunt ceea ce văd. De ce uneori te superi când nu-ți place ce îți arăt eu? Nu știu, a răspuns Mihnea. Eu nu arăt nimic mai mult decât ceea ce este. Dacă ești posomorât, de ce te superi pe mine? Pentru că tu ești posomorât. Dar eu n-am zis că mă supăr, a zis Mihnea. Ba, văd că uneori te superi. Mă întristesc când te privești și nu-ți vezi frumusețea. Ba te mâhnești că ai ochii verzi și nu albaștri, ba că nasul îți este prea mare, ba că părul îți este prea scurt. Iubește-te așa cum ești tu, Mihnea. Dar să știi că adevărata frumusețe vine din suflet. Din suflet vine frumusețea, auzi, Mihnea? Și cu cât mai trist ești tu, cu atât mai tristă devin eu. Dar nici nu m-am gândit că ești nefericită din cauza mea, a zis Mihnea. Oglinda se lumină la față. Am spus eu oare că sunt nefericită? Am zis doar că mi-aș dori să te bucur de tine și de cei din jurul tău. Eu sunt fericită, pentru că în imaginea mea am toate lucrurile din jur. Pentru că numai eu îți pot vedea anumite zâmbete, gesturi sau lacrimi. Numai eu te pot privi în singurătate. Atunci omul este cel mai sincer. Știi când sunt veselă? A întrebat oglinda. Când? A răspuns Mihnea. Sunt veselă când dai draperiile la o parte și soarele se privește în mine, când te admir dansând și cântând în fața mea. Mihnea a zâmbit în câteva feluri în fața oglinzii, s-a gândit că are ochii mamei, niște ochi tare frumoși și a făcut o piruietă. Să știi că îmi place de mine, îți mulțumesc, oglindă, i-a zis Mihnea, iar oglinda a zâmbit frumos. Ce interesant! Deci, oglinda iubește atunci când noi ne uităm în ea și zâmbim. Atunci când noi dansăm și cântăm în fața oglinzii. Ia să-mi spuneți voi mie, voi atunci când vă periați dinții, de exemplu, cântați sau zâmbiți sau dansați? Sunt foarte curioasă să aflu istoriile care voi le povestiți oglinzilor voastre și să le scrieți la comentarii, iar eu, Clounela, am să le citesc pe fiecare. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și te aștept în fiecare seară aici la Povești cu Clounela. Nu pleca departe, distribuie acest video și abonează-te la canalul nostru. O să fiu foarte bucuroasă să știu că ești alături de mine.
Te pup, te cuprind și pa, pa! Până la o nouă poveste! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa Planeta Clownela ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zori și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!